Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Salut, sunt Otto de la Miere TV-o. Și astăzi vreau să filmez primul vlog din 2020. Vreau să vă urez un an nou foarte, foarte bun, plin de realizări. Să fiți fericiți, că este cel mai important până la urmă. Și să fiți sănătoși, bineînțeles, ca să le puteți îndeplini pe toate. Fraților, este 6 ianuarie. Eu mă gândeam că o să fiu la mine la apartament, la Râmnicu Vâlcea. Dar, din păcate, nu am reușit să-l mobilez. Așa că încă sunt la părinții mei, aici la Băbei. Și mă pregătesc de sală. Dar înainte de sală vreau să vă arăt câte kilograme am acum și starea mea, forma mea fizică. Să vedeți cum arăt, să vedem de unde începem și unde vom ajunge pe la jumătatea anului. Haideți să vedem și câte kilograme am. Pornim cântarul. Da, era 0. E dimineața, acum m-am trezit și sunt decât în chiloți. 126,2. Da, am luat 10 kg. Bun, cam asta e forma mea. Brațul nu mai așa pompat. Burta a crescut. Ce să-i faci sărbătorile astea? Foarte multă mâncare. Am mâncat foarte, foarte multe lucruri. Vă arăt așa un pic din profil. Ia, să vedem și picioarele. Picioarele stau mai bine. Niciodată nu mi-a plăcut să am picioare schiloade. Sunt destul de musculoase picioarele. Da, e destul de mult, 126 de kilograme, dar să știți că am avut și mai mult, am avut 128 săptămâna trecută, am reușit să slăbesc 2 kilograme, am început să mănânc mai puțin, dar tot am mâncat foarte, foarte multe porcării, dulciuri și sucuri și așa mai departe. Azi noapte am cam chefuit și pentru că m-am trezit târziu, m-am trezit la ora 2, mi-am făcut decât o cafea, am sărit peste micul dejun. Un 3-1 din ăsta, știu că nu e prea bun, dar asta e. O să trec pe cafea normală, pe cafea naturală, îndulcită cu o linguriță de miere. Gata, fraților, am băut și cafeluța, acel 3-1, v-am zis, nu vă recomand pentru că are foarte multe zaharuri, are foarte mult zahăr și foarte multe chimicale, însă de mâine voi bea cafea naturală cu miere. Sunt foarte entuziasmat, vreau să ajung cât mai repede la sală, dar cu toate astea să știți că nu trebuie să exagerăm în prima zi, dacă ați făcut o pauză lungă ca și mine, eu n-am mai fost de vreo 2-3 luni la sală, dar ce e de reținut este că prima zi la sală trebuie să avem grijă să nu tragem foarte, foarte tare. Știu că foarte mulți când vă apucați de sală sunteți entuziasmați, vreți să trageți cât mai mult, cât mai tare, însă aveți foarte mare grijă să nu vă accidentați, pentru că după o pauză de 2-3 luni, cum am făcut eu, sau chiar mai mare în cazul vostru, există riscul să vă accidentați dacă puneți greutăți foarte mari, să vă pleznească un umăr sau vreo încheietură, vreun ligament și nu ați făcut nimic. Așa că luați-o foarte, foarte ușor în primele zile de sală. Chiar dacă sunteți entuziasmați, chiar dacă vreți să slăbiți cât mai repede, trebuie să avem răbdare, trebuie să oferim timp, pentru că rezultatele nu vin așa peste noapte. Și am plecat la sală, fraților, este prima zi de luni din an și aici lângă mine am luat apă în plată, la 2 litri, prosopul. Astea sunt singurele două lucruri de care aveți nevoie la sală. Sunt obligatorii, prosopul pentru transpirație, să vi-l puneți acolo pe aparate, să nu contactați anumite boli, și apă, bineînțeles, pentru că este foarte importantă pentru detoxifiere și pentru a ne hidrata. Am terminat și sala, am venit să o luăm pe maică-mea de la serviciu și mergem până la mall să ne uităm de televizoare și frigidere și ce mai am nevoie pe la apartament. Haideți să vedem. Asta e televizorul pe care vreau să-l iau pentru dormitor. Thank you.
LG de 139 cm. Are un preț foarte, foarte bun. Îi luăm și un Magic Remote din ăla să ne jucăm pe ecran. Și acum mergem la Lidl să facem cumpărăturile, să vă arăt și ce cumpăr de mâncare pentru seara asta. Astăzi m-am trezit foarte târziu, m-am trezit pe la 1 și am băut o cafea, v-am arătat, am fost la sală și o să mănânc seara, acum o dată sau de două ori. Bine, important este nu când mănânci, nu de câte ori mănânci, important este numărul de calorii și să ai o hrană bogată în multivitamine, în vitamine și minerale. Că teoretic poți să mănânci ciocolată, dacă te încadrezi în 1500 de calorii vei slăbi, dar te vei simți ca naiba, pentru că n-are dus așa corpul vitaminele și mineralele de care are nevoie pentru a susține efortul la sală și efortul în general, la serviciu, dacă lucrați. Deci trebuie să mâncăm hrană cât mai sănătoasă, pentru că are foarte multe proteine, vitamine, minerale și ne ajută corpul. Și hrana sănătoasă de asemenea are mai puține calorii decât hrana nesănătoasă, bogată în zaharuri. Și chestia asta ne oferă un lucru extraordinar. Putem să mâncăm mult mai mult, cantitativ, decât am mânca junk food, de exemplu. Gata și cumpărăturile de la Lidl. Mi-am făcut provizii pentru seara asta, pentru că eu mănânc seara, târziu. Am luat 3 bucăți de brânză cottage. Am luat o folie din aceea de mușchi. Am luat un ayran și 2 salate de ton cu fasole și cu porumb. Foarte, foarte bune acelea. Adică toate îmi plac. Am luat exact ce-mi place mie să mănânc. Să fie cât mai slabe în calorii și cât mai cât mai puțin procesate, cât mai puține lucruri adăugate. Am avut energie pentru că sunt corpul e plin de calorii după sărbători. M-am îngrășat foarte mult, 12 kg. Acum am dat 2 săptămâna trecută, am mai rămas 10 plus. Dar total, anul trecut am slăbit decât 20 de kg. Și am zis că vreau să slăbesc 50, deci mai am 30 de kg de slăbit. Bine, și am trecut tot 30 am slăbit, dar m-am îngrășat acum. Aia nu e nicio problemă, le dăm jos. Deci avem 30 de kg, avem 120, am 126 de kg acum și trebuie să ajung la 96. Sunt fix 30 de kg. Să vedem în cât timp le dau jos. Cu mișcare, cu alimentație mai ok. Excludem sucurile. Am mâncat foarte, foarte multe prostii săptămânile astea. Am zis și la sală că n-am mai băut apă de o lună de zile. E așa ciudat să bei apă după o lună în care am băut numai sucuri și bere și lucruri cu zahăr sau acidulate, alcoolice și non-alcoolice. Trebuie să mă acomodez acum, să mă obișnuiesc chiar și cu gustul apei. Am băut numai sucuri, mai bere, cafele, am mai băut și niște ceaiuri. N-am mai făcut ceaiuri, dar oricum, foarte multe prostii. Am băut vin fiert. Am consumat, cred că în 4 zile, eu cu încă cineva, 1,5 kg de zahăr, numai cu vinul fiert. Și a fost foarte bun, dar prea mult zahăr. Eu nu am făcut eu vinul și n-am știut cât zahăr trebuie să pui ca să fie bun, să fie dulce. Și după ce s-a terminat primul kilogram de zahăr, am rămas așa. Am zis că fac eu de atunci, fac eu vinul fiert. Ce, frate, că am pus 3 lingurițe de zahăr, era acru, nu se simțea de dulce, nu era bun. Da, deci vinul fiert are foarte mult zahăr, nu e recomandat deloc. Da, mi-am făcut și-a pofta aia. În fine, important e că sunt bine și că vreau să trag acum, să slăbesc, să țin dieta. Aseară, pe la 2 noaptea, mi-era poftă de dulce și am mâncat 3 portocale. Da, de obicei mâncam
dar e foarte, foarte bun și zemos, ai văzut? Și răcoritor. Nu se zice zemos, se zice siropat. Siropat, da, super bine. Și nu e grețos deloc, nu știu, poți să mănânci trei felii. Da, se poate, Maria. Și asta de sus aici e crema de zahăr ars. Am rupt trei torturi, opt cozonaci. Am rupt. A făcut maica mea salată de băuf. A făcut 10 kg de salată. Îmi place și salata foarte mult, salata băuf. Uite, merg cam ciudat pe aici. Trebuie să facem un mix la loc între ei. Și seara asta voi mânca tot la fel un fruct, două fructe, trei, depinde. Nu o să mai mănânc dulciuri, nu mai îmi cumpăr. Bun, fraților, haideți să facem și încheierea. Vă mulțumesc foarte mult tuturor care v-ați uitat la acest clip și care sunteți alături de mine în lupta cu kilogramele și cu slăbitul și cu dieta. E un efort foarte mare psihic, însă eu acum am reușit să mă motivez. Cum să zic eu, vreau să trag, vreau să țin regimul, vreau să fac vloguri pentru voi. Lăsați-mi acolo comentarii de încurajare dacă sunteți cu mine. Un like mă ajută foarte mult, mă ambiționează, mă motivează, mă ajută foarte mult psihic toate lucrurile acestea. V-am arătat câte kilograme am de dimineață, v-am arătat ceea ce am cumpărat de mâncare, v-am arătat și forma mea, ați văzut, m-am dezbrăcat în kiloți, v-am arătat exact cum arăt acum. Nu mai rămâne decât să mă țin de treabă, știu ce am de făcut, voi să vă uitați la mine dacă vă place, să mă susțineți, cum v-am zis. Și nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare, să consumați produse apicole, pentru că sunt foarte importante pentru corpurile voastre. Și să-mi spuneți ce ați vrea să mai vedeți pe acest canal. Și bineînțeles să-mi lăsați în comentarii câte kilograme credeți că o să slăbesc acum, în prima săptămână de dietă. Nu uitați că și săptămâna trecută am slăbit 2 kg. Deci nu cred că o să mai pot să slăbesc așa de mult. În fine, lăsați acolo în comentarii câte kilograme credeți că o să slăbesc. Iar duminică ne revedem cu un nou clip. Mă pun pe cântar, vedem exact câte kilograme am și forma în care sunt. O să filmez toate mesele săptămâna aceasta și voi face o compilație să vă arăt exact ce am mâncat toată săptămâna. Până la data viitoare, eu sunt Otto, vă salut! Ciao! Salut! Până acum de fel de fel de oameni de păreri în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei.